paradoxal, deși mă filmez într-o mașină, nu sunt neapărat un maniac al automobilului. Adică cred că are rolul lui, dar aș prefera cât călătoresc la distanță să stau într-un tren sau dacă e în oraș mai merg și pe bicicletă. Faptul că dacă n-ai drumuri și n-ai legături rapide și sigure, economia are de suferit, oamenii au de suferit. În 2011 m-am gândit prima dată la chestia asta, m-am întrebat de ce nu avem și noi autostrăzi ca în vestul Europei. N-am fost singur, de fapt, în chestia asta, sunt mai mulți oameni din România care își pun întrebarea, de fapt, aproape tot românul cred că își pune întrebarea asta. În momentul în care am făcut filmările aeriene, fotografii ale șantierelor, solicitări de informații pe legea 544 și chestiuni de astea, am scos la lumină faptul că se lucrează sau că nu se lucrează de cele mai multe ori, că șantierele progresează sau nu. Și atunci explicații cu sute cu ața albă și pompierismele astea ale autorităților au cam trebuit să lase loc unor explicații mai rezonabile. I-am scris noului premier la vremea aceea, lui Dacian Cioloș, un e-mail legat de ce cred eu că, care cred eu că sunt problemele și care ar trebui să fie prioritățile în transporturi. Surpriza a fost că după o săptămână mi-a propus să îi fiu consilier pe această temă. Mi-am dat seama că e totuși o oportunitate unică să pun umărul și să încerc să ajut la îmbunătățirea lucrurilor și am zis da. Sunt Cătălin Drulă, candidez la Camera Deputaților din partea USR Timiș.